Mașinile de intervenție, atât ale pompierilor, cât și ale polițiștilor din județ, sunt pregătite de iarnă. Și asta pentru că Ministerul Administrației și Internelor a ordonat din timp dotarea utilajelor de intervenție. Am primit de la Ministerul de Interne sume pentru achiziționarea de anvelope, baterii la mașini, deci suntem pregătiți, nu va fi niciun fel de problemă. Și la fel se prezintă situația și pentru punctul de lucru din Reghin al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acest fapt este confirmat chiar de către șeful Isu Mureș. La nivelul municipiului Reghin avem o subunitate foarte bine dotată, bine pregătită și cu niște condiții foarte bune. Nu putem spune același lucru de celelalte subunități care suferă din acest punct de vedere. Dar cu toate acestea, la nivel de județ există și câteva neajunsuri. Principalul echipament care i-ar ajuta enorm pe pompierii mureșeni ar fi o scară la înălțime. Efectele acestei lipse în dotări au fost simțite chiar în această vară, când lucrătorii ISU Târgu Mureș au fost nevoiți să intervină la un incendiu al unui bloc cu 10 etaje pe scări. Iar acest lucru le-a pus serios viața în pericol. Avem probleme legate de dotare. Încă la nivelul Inspectoratului Mureș nu avem o autoscară performantă. Trebuie ca să achiziționăm o auto specială pentru misiuni pirotehnice. Încă sunt destul de multe probleme, chiar și pe parte de aprovizionare cu carburanți, dar suntem convinși că vom reuși să ne desfășurăm activitatea în cele mai bune condiții. Tocmai de aceea, primele demersuri au și fost făcute deja. Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a cerut Agenției de Dezvoltare Regională Centru banii pentru achiziționarea unei astfel de auto speciale cu scară mobilă. Directorul agenției a declarat că va pune în discuție și va analiza această propunere a Consiliului Județean Mureș. Potrivit reprezentanților ADR Centru, serviciile de urgență din regiune au fost dotate cu echipamente în valoare de 10 milioane de euro prin fonduri regi.